De la Dumnezeu are darul lui. Dacă omul vrea să fie bun, cum a spus Mântuitorul, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este, fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este, eu vreau ca tot să fie una, eu vreau ca oamenii să vină la cunoștința adevărului, spune Mântuitorul Iisus Hristos, și tot Mântuitorul Iisus Hristos spune așa, veniți la mine, binecuvântații Tatălui meu. Îngerul păzitor, știm cu toții că în momentul botezului îl primește omul, pentru că am vorbit mai devreme despre lupta omului cu duhurile nevăzute, cele rele, de aceea Dumnezeu trimite și în dreapta omului și pe Îngerul cel bun. De aceea Biserica a rânduit mai multe rugăciuni adresate Îngerului păzitor, acatistul către Îngerul păzitor, acatistul de pocăință către Îngerul păzitor, rugăciuni enumărate către acesta. Și ce este esențial de știut pentru creștini este că Îngerul păzitor este primul mijlocitor al nostru către Mântuitorul, către Dumnezeu Tatăl, alături de Maica Domnului. Sunt cei mai mari mijlocitori ai creștinului în rezolvarea, dacă putem spune așa, a tuturor problemelor zilnice și, bineînțeles, a tuturor celor ce privesc mântuirea sufletului. N-aș putea spune că nu primește un înger păzitor, este însoțit de harul lui Dumnezeu, har care nu se depărtează chiar nici de la duhurile necurate, pentru că și duhurile rele, demonii, sunt însoțiți de harul lui Dumnezeu într-o oarecare măsură, bineînțeles mult mai mică decât aceea pe care o avem noi oamenii. Dar nimic nu se mișcă pe lumea aceasta, nici în lumea cea văzută, nici în cea nevăzută, fără voia lui Dumnezeu. Deci totul este sub oblăduirea, cum folosim noi cuvântul acesta, a Duhului Sfânt. Adică totul se mișcă numai și numai cu știința lui. Omul trebuie să lucreze cu puterea care vrea el să-i slujească. Zice, nu poți sluji la doi domni. Astăzi nu pot să fiu viclean și mâine să fiu blând. Azi nu pot să fiu să înșel și mâine să mă duc să fac o faptă mântuitoare. Nu poți fi așa. Deci nu poți fi duplicitar. Și atunci, exersând, mântuirea se exersează. Mântuirea este ca o afacere, să spunem așa. Deci astăzi fac o faptă mântuitoare, azi mă rog mai mult, mâine fac o milostenie, poi mâine fac o altă faptă mântuitoare și care mi-aduce starea duhovnicească în suflet, aceea produce bucuria sufletească și creșterea mea duhovnicească. Și atunci, înmulțind darul acesta pe care simt că lucrează mai mult în inima mea, bineînțeles că urmez o anumită cale. Nu pot fi duplicitar. Deci dacă ne uităm la Ismail și el era păzit de înger în pustie, deci nu are importanță că noi suntem botezați sau nebotezați. Prezența Îngerului Păzitor al nostru de la naștere și până la moarte este mărturia lui Dumnezeu și vegherea noastră pe pământ. Noi suntem în sub ochiul lui Dumnezeu indiferent de religie. Deci aici nu contează păgânul tot rațional și nemuritor, este budistul tot rațional și nemuritor, hindusul tot, mahomedanul tot, catolicul tot, ortodoxul tot, dar ce apare nou? Deci apare lucrarea conștiinței în om. Deci conștiința este diferențiată de Îngerul Păzitor, n-au nicio treabă. Talase Libianu, în Filocalea 4, arată clar. Conștiința lucrează în om la păcat și la virtute. La păcat te strigă și te cheamă, nu-i bine, nu-i rău, ceea ce aminteața din iauri, și după aceea la virtute dispare, pentru că acolo lucrează dragostea Dumnezeu și nu am nevoie de conștiință, că eu sunt cu Dumnezeu și Dumnezeu cu mine. Grigore de Nisa folosea acest termen. Pentru tine exist, pentru tine trăiesc, pentru tine cânt, spune el într-una din scrierile lui la Marele Cuvânt Catehetic. Dar un lucru excepțional legat de Îngerul Păzitor, ce trebuie ținut cont de el, îngerii păzitori sunt cântarele noastre, pentru că ei duc orice faptă, indiferent că e săvârșită de un păgân, că și păgânii fac bine. Deci dacă ne uităm la samarineanul care a pus pe cel rănit între tălhari și l-a pus și l-a dus la casa de oaspeți și a spus, când mă voi întoarce, ce voi mei cheltuiți, voi plăti, n-a întrebat aproapele meu e ortodox sau e creștin, nu, aproapele meu e oricine. Deci asta este întrebarea universală în ortodoxie. Cine e aproapele meu? Oricine, indiferent de religie.
și un budist, dacă l-am găsit în stradă, eu sunt obligat să-l ajut în numele lui Dumnezeu. Dar eu mi-au plata mea pentru binele făcut, el își ia plata lui pentru ceea ce a înțeles sau a învățat din lucrul respectiv. Și aici v-am spus, pentru mine rămâne argumentul cel mai categoric și cel mai teologic, când Ava Macare în pustie își trimite ucenicul după pesmeță, ăsta vede un biduin care se ruga cu mâinile sus și aruncă cu pietre în el și râde de el. Biduinul pune o săgeată în arc, trage după el și îl omoară. Ava Macare, văzând că întârzie, și-a luat toiagul și a plecat prin pustie să vadă, să iasă înainte. Și deodată a văzut pe beduin rugându-se cu mâinile sus și pe ucenicul însulițat mort în pustie, în cărare. Se duce lângă beduin, se pune și el cu mâinile sus și la un moment dat beduinul întreabă foarte mirat: cum, tu te rogi cu mine? Da. Și de ce te rogi? Păi ca să-ți ierte Dumnezeu tău pentru fapta săvârșită. Păi zice, șoare, mă iarte? Zice, haide să vedem, roagă-l tu pe Dumnezeu tău ca să te ierte și să învie pe ucenicul meu. Și s-a rugat, beduinul s-a rugat, la care Ava Macare a spus, ei, se vede că Dumnezeu tău e mai supărat pe tine pentru fapta asta. Hai să văd dacă Dumnezeu meu e mai bun. Și atunci ridică mâinile la cer beduinul cu Macare și Macare rostește acel cuvânt dumnezeiesc: Doamne, Tu care ai făcut cerul și pământul, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care ai dat viață la toată făptura, Tu ucizi, Tu omori, Tu ridici, Tu cobori, Tu ai făcut iadul, Tu ai făcut raiul, Tu ai făcut întunericul, Tu ai făcut lumina, înviază-și pe robul Tău acesta. Și îi spune beduinului: ei, acum Tu să faci semnul nostru creștinesc peste el. Și când a făcut beduinul cruce peste ucenicul Avei Macare, el se trezește așa din somn și a, dar ce s-a întâmplat? Zice, ei, ai dormit puțin. Și la care Sfântul Macare îi spune, zice, hei, dacă nu veneam eu, dormeai mult și bine. Până la a doua venire, zice, ce ai săvârșit? Ce greșeală ai săvârșit? Păi am aruncat cu pietre în el. Păi vezi, tocmai el te-a înviat, zice, să-l respecti și să nu-l mai jicnești pentru faptul că el s-a rugat la Dumnezeul lui și nu l-a iertat. Dar uite, Dumnezeul nostru l-a iertat și te-a înviat pe tine. Și atunci beduinul întreabă, zice, și eu acum ce trebuie să fac? Tu hotărăști asta.